Recompensă record pentru milionarul cuveitian dispărut la Cheia în urmă cu 2 ani. O jumătate de milion de euro promite familia celui care oferă orice indiciu. Însuși emirul Cuveitului urmărește ancheta din România. Copiii magnatului au adus în țară investigatori privați și criminaliști cuveitieni, pentru că sunt convinși că tatăl lor a fost răpit. فإن قررنا زيادة المكافأة المالية المقدمة والتي قد تؤدي إلى العثور على والدنا الغالي من 100,000 إلى 500,000 يورو. Este suma record oferită de familia milionarului dispărut fără urmă. Mohamed Abagli era cazat la o pensiune din stațiunea Cheia împreună cu o femeie care îl îngrija. În urmă cu 2 ani, cuveitianul ieșea pe ușa acelei pensiuni. Cu toate că se deplasa greu și se sprijinea de un baston pentru a putea merge, a ajuns în acest punct și apoi a traversat drumul național. A intrat prin curtea acelei pensiuni și nu era încălțat adecvat pentru o drumeție. Purta papuci. Cu toate acestea, a început să urce dealul. Acela este locul în care a fost văzut pentru ultima dată de către localnici. Sute de persoane au scotocit zile în șir prin pădurile de la Cheia, însă fără succes. Ba chiar au fost aduși și câini, însă nici urmă de cuveitian. Familia este convinsă că a fost răpit pentru bani. Mohamed Abagli conducea în Cuveit o fabrică de costume tradiționale căreia i-au trecut pragul capete încoronate. Însuși, emirul Cuveitului a intervenit în anchetă. Chiar și criminaliștii cuveitieni au intrat pe fir. În zadar însă. Mohamed Abagli are 1,75 m înălțime, până în 60 de kilograme, păr cărunt, ochi căprui și mustață. La momentul dispariției purta un costum tradițional de culoare crem și un baston personalizat.